fost o perioadă foarte grea. Bine că s-a terminat. Ne-am pregătit foarte bine și așteptăm să înceapă campionatul, nu? E presiunea mai mare că sunteți pe locul întâi? Nu, nu avem nicio presiune. Presiunea este la celelalte echipe, nu la noi. Veniți cu alt moral după câte goluri ați dat în cantonamentul acesta? Da, am avut adversari nu chiar buni, dar este bine că ne-am intrat în mână, ne-am făcut jocul, am făcut jocuri foarte bune și sperăm să putem să ne antrenăm aici în țară și să jucăm cu Dinamo foarte bine și să luăm cele 3 puncte. Dinamo a pierdut în această seară. Se simte lipsa lui Răzvan Marin? Ai vorbit cu el? Am vorbit cu el. Este foarte bine, a reușit să debuteze la primul meci al lui acolo. Și coleg de-al nostru, care a fost cu noi din Academie, îi urăm un succes. Dinamo a pierdut în această seară. Vă păstrați locul întâi și după meciul cu ei? Da. O să vedem acum meciul direct. V-am spus, o să fie un meci foarte dificil, o echipă foarte bună, dar sperăm să luăm cele 3 puncte.